așa, din ăsta în mai multe culori. Da, da. Uite, alegem așa. Uite așa. Cum aveți și cu gazin. Da, 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 ăsta așa. Da. Așa. Și mai îmi dați un... Din Bretea sunteți? De la Hărău. Hărău? Da. Din Bretea. Și vă mai dau unul de care. Uite, vă dau pe, pe alb. Aceasta a fost atmosfera astăzi în piețele fixe sau volante din Deva, unde, pe 1 noiembrie, ca de altfel în tot Ardealul, se marchează Luminația, o sărbătoare catolică preluată în timp de toate cultele și care este mai cunoscută ca Ziua Morților. În această zi, indiferent de rit, creștinii duc flori și lumânări la mormintele celor dispăruți. Florile, mai ales cele înghivece, se cumpără chiar și cu ceva timp înainte de 1 noiembrie, iar horticultorii hunedoreni, care au suprafețe mai mari pentru culturi, au fost mulțumiți de profit, chiar dacă au practicat prețuri modice. Cum merge vânzarea? Anul acesta a mers bine. Eu sunt mulțumită de cum am terminat sezonul. Pentru mine chiar se încheie sezonul anul acesta. Eu sunt producătoare de la Hărău, produc mușcate, zambile și cultura de crizanteme pe care, cu care încheie anul producției mele. Doamne ajută, s-a terminat cu bine totul. Care erau prețurile, azi e Ziua Morților? Prețurile au început de la 5 lei până la 30-35, cele care chiar le zic eu uriașe, așa le numesc eu uriașe. La acest aspect au contribuit și cumpărătorii, unii cu putere financiară mai mare, cumpărând florile cele mai scumpe. V-ați uitat la prețuri, cum vi se par? Așa, 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 unele mai scumpe, altele mai ieftine, iau cei mai scumpe. În Deva nu au vândut flori sau lumânări doar producătorii locali, ci și comercianți veniți din alte județe. Și aceștia declarându-se destul de mulțumiți despre felul în care le merge afacerea, nici aceștia neavând prețuri exagerate la produsele vândute. Cum a mers vânzarea? Binișor, binișor. Cum a mers? Nu grozav, dar mulțumitor. Ce prețuri ați avut? Nu prea, 10 lei, 15 lei... Cum îți defrumoasă florile. Cei mai mulți clienți au fost, ca de obicei, în rândul vârstnicilor. Aceștia, adaptându-se pentru cumpărăturile de Ziua Morților în funcție de pensii, și-au considerat prețurile destul de acceptabile. Cum vi se par prețurile la flori anul ăsta de Ziua Morților? Acceptabile. Cât de cât. Da? La pensia noastră, cât e de mică, cumpărăm, că n-avem încotro. Odată în anul Ziua Morților. O afacere bună a fost și cea legată de lumânări și candele, care a mers și ea bine. Afacerea a mers chiar mai bine ca în anii trecuți, comercianții, cu o ironie amară, punând acest lucru și pe seama pandemiei de coronavirus cu care ne confruntăm, aceasta aducând, din păcate, numeroase decese. Cum a mers vânzarea? Foarte bine, sperăm să meargă și de acum încolo și mai bine. La candele, lumânări, cum a fost? Foarte bine, oamenii cu pandemia asta văd că o duc bine. Din ce în ce mai multe. Tot astăzi, de Ziua Morților, în cimitire, preoții din Deva au săvârșit și numeroase slujbe de pomenire a celor plecați dintre noi. Vreșnica lor pomenire,